dimineața, bună dimineața cu noi, dar să știți că astăzi nu am vești chiar atât de bune pentru voi, deși vă spuneam că se încălzește, e bine, astăzi meteorologii vin cu vești care ne iau prin surprindere, dar mai degrabă vedem ce se întâmplă cu vremea în acest moment. Să știți că cerul este variabil, mai mult senin, vântul suflă slab până la moderat, temperaturile în acest moment pornesc de la minus 8 grade în Miercurea Ciuc și ating cam 5 grade în vestul teritoriului, 5 grade și în Constanța, 2 grade în Sibiu, 1 grad în Iași, minus 1 grad în Satu Mare. Vă ziceam că astăzi meteorologii vin cu vești surprinzătoare. Se răcește în toate regiunile, dar mai pregnant în Moldova, în Dobrogea, în estul Munteniei, dar și în Transilvania. Aici temperaturile se vor situa chiar sub cele normale pentru această perioadă. Tot în jumătatea estică a teritoriului, astăzi avem parte de înnorări și vor fi și precipitații. Precipitațiile vor fi mixte în zonele montane și submontane, vorbim de precipitații sub formă de ploi, în zonele mai joase de relief. Nici vântul nu ne dă pace astăzi la munte, pe crestele Carpaților meridional și oriental. Vitezele vor atinge 80-100 de km pe oră, iar în estul și sud-estul teritoriului, astăzi până la 55-65 de km la rafală. Temperaturile, așa cum vă ziceam, pornesc de la 5 grade în Miercurea Ciuc și vor ajunge totuși până la 18 grade în Drobeta, Turnu Severin. Aici, în sud-vestul teritoriului, va fi cel mai bine din punct de vedere termic. 11 grade în Sibiu, 8 grade în Constanța. În Moldova, maxime de până la 10 grade, în timp ce în vestul și nord-vestul teritoriului, astăzi maxime de până la 15, poate chiar 16 grade. Am uitat să vă zic de București, e foarte important ce se întâmplă și în capitală. Astăzi, 14 grade, se mai răcește, iar după amiază e posibil să fie ceva ploi și la noi, vânt de până la 55 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme, ne revedem puțin mai târziu.